În anul 2021, la nivelul județului Mehedinți, au fost sesizate 58 de fapte penale privitoare la regimul armelor, muniților și braconaj și au fost constatate 18 infracțiuni. De asemenea, în ceea ce privește infracțiunile prevăzute de legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, se constată o scădere cu 18 infracțiuni la cele sesizate și creștere cu 27 infracțiuni la cele constatate. Au fost sesizate 58 de fapte penale privitoare la regimul armelor, munițiilor și braconaj și au fost constatate 18 infracțiuni. Cu privire la confiscările de arme și muniție, în cursul anului 2021 au fost indisponibilizate în vederea confiscării 18 arme letale, 34 de arme neletale și 2263 bucăți de muniție. Ca urmare a activităților desfășurate pe linia verificării persoanelor fizice și juridice, care efectuează operațiuni cu obiecte pirotehnice și produse periculoase, au fost ridicate în vederea confiscării 291 kg de articole pirotehnice. Pe parcursul anului trecut, polițiștii din cadrul serviciului arme, explozivi și substanțe periculoase au desfășurat 51 de acțiuni executate în baza planurilor de acțiune proprii, precum și a celor transmise de IGPR pe linie de arme și muniții, braconaj, cinegetic, substanțe periculoase și materiale pirotehnice.